Noutate în privința plății arbitrilor și observatorilor din campionatul județean de fotbal Buzău. FRF și AJF au impus baremul unic. Indiferent de distanța față de Buzău, cluburile din aceeași ligă vor plăti fix aceea sumă. Baremul unic înseamnă barem unic, barem pentru arbitri, observatori, incluzând și transportul. La Superliga va fi pentru toate aceste personaje 450 de lei, 400 la Liga 4 și 310 la Liga 5. Cu excepția arbitrilor principali care vor oficia în Superliga, fluierașii vor câștiga la fel. Cluburile vor plăti însă mai mult, întrucât spre deosebire de anii trecuți, sunt obligate să achite inclusiv impozitele pentru sumele nete încasate de arbitri și observatori. Un arbitru la Liga 4 a luat 95, acum e 110 la Superliga. Un arbitru asistent de la 75 e la 95. Deci arbitrii vor câștiga mai mult sau mai puțin? Nu. Arbitrii cam vor rămâne la aceeași, la aceea sumă. Dar doar la Superliga va fi cu 15 lei mai mult. Dar cluburile vor plăti un pic cluburile vor plăti un pic mai mult pentru că trebuie să intrăm în legalitate, n-avem ce face. Prin această măsură, Federația și AJF-urile doresc să elimine contactul financiar dintre oficialii clubului gazdă și arbitrii sau observatori. Baremul unic va fi achitat direct la sediul AJF Buzău și nu în mâna arbitrului sau observatorului, cum se proceda până acum.